Prezint puțin pe oamenii, să li prezentăm pe oamenii care sunt cu noi și programul l-ați primit toți, dar cumva le recapitulăm ca să... Suntem foarte atașați și avem în vedere locul ăsta să-l promovăm tot mai mult. Asta probabil la fel de utile ca și toate centrele de informare turistică. De frică sau? Aha. Aici stau mai mult, că e altitudinea mai mică. Să fie cât de cât uniform distribuită. Sunt pe acea suprafață și îngrijirea tehnicișilor și ce rămâne în urmă. Adică se fac de curător în momentul în care se
în aplicare în teren, pentru că este foarte dificil în pădure. Nu, amenajamentul îi spune aici, poți să faci o tăiere de acest gen, poți să extragi atâta volum, dar nu îi spune exact care arbor să ia. Și atunci aici intervine fiecare specialist în felul lui, care vede, da, greșeli mai sunt, am spus, romsilva nu este perfectă, se fac greșeli, se fac abuzuri, categoric, am întâlnit și le întâlnim frecvent, pentru că e societatea de așa natură care nu ne ajută să, zic așa, să tot să fie destul de compactă. Că mai sunt... o întrebare. Da. Spuneți de regenerare naturală. De ce nu le lăsăm să degenereze natural? De ce trebuie să le tăiem? Păi trebuie să înțelegem că le... Acum fiecare vede în felul lui, eu din interior așa văd lucrurile și... Eu mă străduiesc cel puțin din punctul meu de vedere și am văzut că și la nivelul direcției silvice dintotdeauna ne-am străduit să facem bine pădurii și să facem ceea ce am învățat la școală să facem. Noi suntem de acord că trebuie să ne lămurim un pic de cât, sau cel puțin într-o măsură în care sunt eu în stare să vă lămuresc în lasă. În Austria am văzut că ieri din ăsta, din 3 în 3, din 4 în 4 armoni. Poate, sigur nu se taie. Discuția ne ajută foarte mult să devenim un... lideri în topul ăsta. Acolo este cu totul altceva, a fost retrocedat. Nu, vă declar din oprava. Gândiți-vă că aici s-a păstrat fără să aibă statut de protecție și în multe locuri în țară. La Șinca, la Maramureș, la... Nu sunt dușmanul romsilvei. Nu, 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 dar... Păi nu e a nostru, dar... Da. Ia. Că iasca fabului. Da, o superbă din familia bazii biomicetelor. Pomes fomentariu se spune. Se poate calcula 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, deci până în 25 de ani. Deci asta înseamnă, asta e instituția care apare în lemn când el intră deja în declin fiziologic, când e slăbit. Da. Da? Sunt, deci asta înseamnă că arborele ăsta acum 25 de ani minim, era deja slăbit, era deja asta, probabil că mai de mult. Da? Și ce e foarte interesant, se poate vedea de cât timp și cât timp ia lemnului să se putrezească, pentru că aici sunt milioane de alte viețuitoare și microorganisme. Și pădurea practică de vecină nu e importantă, că găsești lemnul în toate stadiile lui. Aici, dacă te prinde pe traseu cu ușul cu tună, deci trebuie să ieși din pădure cât de repede și cu timpul. Da. Unde se pun? La cât de mic? Așa, da. Uh-huh. La, uite, număr astea. Da. Thank you.
Exact. Și aici, mă rog, dacă vrei să mergem în amănunte, sunt permise niște extrageri numai din... Zile de aici, prudăciurile, ce nu-i inventa? A, la asta, că bat. Rapiditatea declară. E lemn mort. Bă, bă, bă. Bă, 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 bă. Lemn mort pe pici. Dați-vă la o poartă. Că nu ți se rupă la de sus. Au căzut 4 milioane de metri cubi, deci o 20.000 de hectare de pădure. Îmi povesteau oamenii de acolo. De pescuit. Nu știu iar de aia pădurniță. Deci nu ia mai umez zvermii. Rina, ai mai fost aici? N-am fost. Uite acolo ce ziceam, când cade unul din ăla mare, uite ce luminiște. Oh, scuză-mi. Direct am trecut aia. Yes. Cuib? S-a dus cupul? Tu aici poți să-ți alegi un pădure. Bă.
Mai vă ține și în partea, ia prindeți-vă în partea cealaltă. Oho, nu ne mai vedem. Uite așa. Ia, dă-te, ia. Da. Da, deci acum stați pe un lemn care a murit, însă e foarte proaspăt. Adică... Nu s-a descompus, adică doar a murit. Da, doar a murit. Iar... Dar probabil că e un arbore foarte bătrân, probabil că de vârsta ăstuia, însă n-a avut acces la lumină, prin urmare are probabil niște inele anuale foarte mici, foarte dense, dar e un unitat în vârstă. Și avem arbori și mici, și pe acolo, și pe unde mai sunt, și mici, uitați. Bine, lucrăm cu niște, o echipă de puterii care sunt puterii în evaluare de animale, dar pe lângă și video pentru animale. Și Adi se ocupă de mâncare și de... se joacă cu ele toată ziua. Toată la ele? Da, Cristi, asta e pentru tine, să nu mai faci nimic fiziologic în pădure. Mai faci niște instrumente de promovare extraordinare. Da. Exact. Deci pe lângă... datele pe care le obținem de la parteneri. Noi lucrăm într-o zonă de păi care are undeva la 300.000 de hectare. Vă dați seama că strânsul datelor e un proces destul de... Merge. Diana. Ok. Să ne spuneți despre pădure, unde ne aflăm și despre încluterea în Patrimoniul UNESCO. Ne aflăm în Parcul Național Semenic Cheile Carașului, în pădurea numită Izvoarele Nerei, cea mai întinsă suprafață de păduri virgine și quasi-virgine, păduri naturale din Europa. Vorbim de partea continentală a Europei, evident. Este o suprafață acoperită cu pădure de fag, de valoare excepțională, care s-a guvernat în permanență doar după procese naturale, n-au fost intervenții antropice. Prin urmare, de o valoare deosebită, având în vedere modelul natural al acestei păduri, care este preluat în tot ce înseamnă preocuparea de cultivarea pădurii. Având în vedere că această pădure are calități excepționale, mai ales prin suprafața pe care o ocupă, a fost prinsă în lista pe care România a înaintat-o Comitetului UNESCO, care va include în perioada imediat următoare, până în 2017, ultimele păduri virgine de fag în patrimoniul UNESCO. Prin urmare, această pădure, alături de alte păduri din România, a fost inclusă în această listă. S-a depus un dosar la care au lucrat atât autoritățile cât și societatea civilă și evaluarea va avea loc pe parcursul săptămânii viitoare, la Viena, după care vor urma câteva verificări pe teren, prin sondaj, s-ar putea să fie și din România câteva păduri care vor fi vizitate de către membrii acestui comitet. Noi ne dorim să se vină aici, pentru că considerăm că s-ar stabili și un prag, s-ar vedea un pic o pădure chiar deosebită, prin comparație și cu alte păduri propuse. Iar după declarare, acestea practic vor avea parte de promovare la nivel mondial și va fi cunoscută România și pentru lucrurile bune pe care le are și pozitive, și anume păduri naturale într-o Europa atât de aglomerată și atât de agresată din punct de vedere natural de către presiunile antropice. Vă spuneți numele și funcția. Da, sunt Costel Bucur, director program păduri și arii protejate WWF România. Câteva date? Dai că nu știu despre pădure foarte mult. Eu pot să-ți spun din punct de vedere al omului normal care vine în această pădure faină. Și e un loc în care eu personal vin și mă recreez de fiecare dată când sunt pe semenic și am vreme. E un loc deosebit și de care avem nevoie pentru recreere în zona noastră și consider că e un loc unic în care
noi ca și bănățeni, ca și oameni din zona asta, suntem obligați să-l cunoaștem și mai mult, suntem obligați să-l păstrăm în forma în care e. Poate că noi nu putem să facem foarte mult ca să o salvăm, dar faptul că o știm, venim, o vizităm și faptul că știm că ea există, deja, și cunoaștem valoarea ei, deja este foarte important, pentru că putem să spunem și la alții despre acest minunat loc, această minunată pădure, și poate să fie chiar brandul munților Semenic, un loc de atracție pentru turiști, un loc în care se poate practica ecoturismul, turismul, acel fel de turism sustenabil în care nu cheltuim mai mult decât ne poate da natura. Probabil că da, turismul ăsta de iarnă, schi, pârtile foarte mari și foarte lungi, nu este formula de succes în Semenic, dar poate fi pădurea Nera motivul pentru care să vii în continuare pe Semenic, dar mai mult de atâta trebuie să vii vara pe Semenic, pentru că turismul pe Semenic vara nu este foarte dezvoltat, iar pădurea de la Izvoarele Nere este motivul să vii să vizitezi acest munte frumos. Cea mai mare rezervație naturală de păduri virgine, undeva peste 5.000 de hectare, ce reprezintă peste 65% din pădurile virgine de pe continent, except în Rusia. Se află în perimetrul găzduit, de fapt, de județul Caraș-Severin și în perimetrul Parcului Național Semenic. Vreau să vă mulțumesc că ați dat curs invitației și ați venit astăzi împreună cu noi, petrecând câteva ore bune, și ați constatat că rezervația este neatinsă, ca de altfel nu am dat de tafuri sau sunete de drujbe și alte chestii de exploatare. Vă mulțumesc și sper ca în continuare să colaborăm împreună și să spunem oamenilor că nu tot ce se spune pe unele site-uri sau pe media, pe mai știu eu ce rețele de socializare, este adevărat. Pentru că venind împreună cu dumneavoastră, vedeți și dumneavoastră că lucrurile stau albe. Nu se taie și nu se face jaf la drumul mare, cum este spus pe unele rețele de socializare. Vă mulțumesc frumos! Merge, da? Uh-huh. Cine vine în această zonă? Și valoarea acestei păduri este dată și de faptul că este vizitată permanent de tot felul de grupuri de studenți străini, în special grupuri de specialiști străini, s-au făcut tot felul de foarte multe doctorate, masterate în această pădure și tocmai valoarea este dată de aceste lucruri. Chiar în zilele acestea am avut un grup de elvețieni, specialiști silvici elvețieni, care au declarat că valoarea este inestimabilă, valoarea acestui arboret. Cum ți-a să ne spui? Mihai Guțu, inginer silvic în cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin. Ok.